filmați, vreau să mă ascultați când zic asta și să rămân acolo. Nu știu cât se uită pe filmare, dar este foarte important în momentul în care dansez cu cineva ce anume vreau să zic prin mișcările pe care le fac, nu mișcările pe care le fac. Adică dacă intenția mea e de ce drăguță ești, sexy, o să se vadă prin ochii mei, nu prin mișcări. Dansul, la fel ca și vorbitul, e un limbaj. Și e foarte important ca acele cuvinte pe care le folosim în momentul în care dansăm să însemne ceva pentru noi. Că dacă înseamnă pentru noi, înseamnă și pentru el. Că ajunge la el. Da? Dacă eu sunt supărat, ea poate să simtă supărarea mea. Dacă vorbesc doar în mișcări de dans pe care le-am învățat întâmplător și nu înțeleg nimic despre ele, o să se vadă pausat și nu o să aibă sens. Chiar dacă o să fiu pe ei. O să fiu așa, o să vorbesc înainte, merg sus, lumină, film, sobă. Știi? Adică nu se înțelege nimic. Stabilește-ți întâi cine ești tu în momentul în care dansezi cu persoana respectivă și după aia mișcările o să curgă natural pe stilul și pe rolul pe care îl joci. Bine? Speranța că v-am fost de ajutor și că v-a fost util ce v-am arătat. Vă mulțumim frumos pentru prezență, pentru atenție. Mulțumim și celor care au venit a doua oră. Pentru ei e un pic mai neclar ce am făcut și mulțumim inclusiv întregii echipe de organizare că a avut grijă de noi și că ne-a adus aici și vă rog să-i aplaudați pe Florin.